Primăria orașului Cernavod a găzduit în acest weekend o delegație din orașul Iulm, Germania, formată din 30 de membri ai Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării. Aceștia au fost întâmpinați de reprezentanții administrației locale. Delegații au ajuns la Cernavodă pe Dunăre cu ajutorul unei nave istorice Iulmer Schachtu, cutia din Ulm, care are o poveste interesantă. Cu speranța de a dezvolta noi proiecte și noi conexiuni cu Consiliul Orașelor și Regiunilor de pe Dunăre, Primăria Cernavodă speră să facă parte din strategia Dunării pe care dânșii o dezvoltă în această perioadă. Este un proiect destul de important și avem speranța ca această delegație să fie un început pentru a dezvolta noi proiecte, inclusiv pe turism, chiar și pe afaceri și, de ce nu, de a face parte din această strategie a Dunării, un proiect extrem de important pentru Uniunea Europeană. În perioada 9-14 iulie, delegația a efectuat un tur al orașelor și regiunilor de pe Dunăre pe nava antică Iulmer Schachtu, iar sâmbătă aceștia au ajuns și la Cernavodă. O zi importantă pentru viitorul orașului Cernavodă. Proiectele noastre au șanse de reușită în următorii 5 ani, 2015-2020, numai dacă avem parteneri valoroși, buni, serioși. Până una alta, lucrăm foarte bine cu partenerii bulgari și cu partenerii germani, pentru că avem nevoie de o garanție pentru tour-operatorii care vin cu vasele de croazieră la Cernavodă și care nu prea opresc aici, pleacă fără să ne viziteze măcar. Asta și pentru faptul că nivelul de nostru de primire este doar în creștere. Printre membrii delegației s-au aflat și primarul orașului Iulm și președintele Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării, Ivo Goner, primari ai altor localități de pe Dunăre și diversi parlamentari. Aceștia au vizitat orașul, dar și împrejurimile și atracțiile turistice ale acestei zone dunărene. Also ich freue mich sehr hier in Rumänien zu sein und war schon mehrfach hier gewesen. Mă bucur să fiu din nou în România, am fost de mai multe ori aici. Die Zusammenarbeit entlang der Donau ist eine wichtige Grundlage für die europäische Zukunft. A lucra împreună de-a lungul Dunării este o mare șansă pentru viitorul Europei. Wir sind ja seit vielen Jahren unterwegs entlang der Donau, auch schon vor 1989. Suntem de mulți ani de-a lungul Dunării, chiar înainte de 1989. Und es zeigt sich einfach, dass die Verbindung der Städte entlang der Donau die Basis für alle politischen Entwicklungen im europäischen Donauraum sind. Și se arată că toate orașele de-a lungul Dunării constituie o bază bună de lucru pentru dezvoltarea colaborării între ele. Wir haben ja in Baden-Württemberg einen zweiten großen Fluss. Avem în Baden-Württemberg un al doilea mare râu, nämlich der Rhein. Rhinu. Nu? Ich sage immer, der Rhein ist der Fluss der europäischen Vergangenheit. Rhinul este fluviul trecutului Europei. Der europäischen Geschichte. Istoria Europei. Und die Donau ist der Fluss der europäischen Zukunft. Iar Dunărea este fluviul viitorului Europei. Delegații germani susțin că această vizită reprezintă un simbol al prieteniei între orașele de pe Dunăre, partenere în Consiliu. Totodată, această vizită a creat prilejul de a dezbate împreună cu oficiarii din Iulm strategii de dezvoltare a spațiului dunărean. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir in Cernavodă diese neuen Projekte besichtigen können. Ne bucurăm foarte mult că în Cernavodă putem să vedem aceste noi proiecte. Es geht ja vor allem um das große neue Projekt entlang des Donaukanals, eine Promenade zu entwickeln. În primul rând este vorba de acest mare proiect, canalul Dunăre-Marea Neagră, să se dezvolte promenada acestui oraș.
Es gibt ja hier gute Infrastruktur von Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, aber auch natürlich von sportlichen Möglichkeiten und viel Kultur. Deswegen ist das ein touristisches Zentrum. Există o bază solidă de turism, de centre culturale, de sport și de aceea acest oraș are, este un centru de interes pentru dezvoltarea turismului. Und deswegen versuchen wir, die Städte entlang der Donau noch mehr zusammenzuarbeiten. De aceea noi încercăm ca să punem orașele de-a lungul Dunării să lucreze împreună. Und deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass wir heute hier Station machen können und können nur allen Bürgern Dank sagen für den freundlichen Empfang und alles Gute für die Zukunft. Și de aceea ne bucurăm că am făcut această vizită, ne bucurăm că am întâlnit oamenii acestui oraș și ne bucurăm că putem să facem cu acești oameni proiecte pentru viitor. La dezbaterile care s-au desfășurat la sediul Casei de Cultură Cernavoda au participat delegații germani, oficiali ai administrației locale, consilieri locali și agenți economici. Prin această croazieră, care va include pe teritoriul României Cernavodă, Galați, Tulcea și pe urmă o scurtă oprire la București, se subliniază în primul rând faptul că strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării trăiește, se implementează, are viață. Mai mult decât atât, strategia lansată la inițiativa României și Austriei în 2011 dă primele roade, iar această croazieră subliniază încă o dată că există, se dezvoltă foarte bine relația României cu Germania în cadrul strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Permiteți-mi în acest context să adaug un lucru. Ne aflăm în perioada premergătoare forumului anual SUERD de la Ulm din 29-30 octombrie, iar această croazieră vine în întâmpinarea obiectivelor ambițioase ale acestui forum anual al strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, unde ne așteptăm să contribuim, să dezvoltăm în continuare strategia, astfel încât să devină viabilă pentru nu următorii 1-2-3 ani, ci 10-20-30 de ani, dat fiind că aceste strategii de cooperare macro-regională au fost gândite la momentul respectiv pentru a dezvolta cooperarea între statele dunărene, cele 14 state participante, 9 membre ale Uniunii Europene, 5 nemembre, pentru a dezvolta cooperarea macro-regională pe o perioadă îndelungată și nu pe termen scurt. Prezența Asociației Comunități Locale Riverane Dunării la evenimentul de la Cernavodă se leagă de o inițiativă în cadrul decadei Dunării pe care partenerii noștri de la primăria din Ulm, care dețin și președinția Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării, au avut-o în favoarea unei împrieteniri, unui networking mai intens între comunitățile din landul Baden-Württemberg și cele de pe cursul inferior al Dunării, opririle fiind în afară de Cernavodă la Galați și la Tulcea. În mod firesc, noi până și în prezent am reușit să participăm la majoritatea reuniunilor importante. În această seară, în acest context, practic nu facem decât să continuăm inițiativele pe care le-am demarat cu circa 5 ani în urmă, respectiv să conjugăm, să conjugăm energii, forțe pentru a putea să propunem proiecte valide, concrete, în consorții multiple pentru favorizarea cooperării la nivel mai ales transnațional. Dezbaterile au culminat cu un moment artistic tradițional oferit de artiștii locali.